Bun, bine ați revenit pe canalul meu. Mi-este foarte cald că m-am încoțopenit așa. În primul rând încep cu această perucă pe care am tuns, la care am tuns bretonul, însă nu este terminat pentru că l-am tuns acum în 5 minute. Este peruca de pe Wiget și m-am gândit, pentru că avea acel lace front care nu-mi plăcea, m-am gândit să-i fac un breton, este puțin cam lung. O să-l mai scurtez și o să-l filez foarte, foarte mult, însă pentru moment îmi place cum arată și o să o îndrept. Pentru că ea este foarte lungă, o știți, v-am făcut review și vreau să fie așa, s-o tund și pe ea și s-o îndrept. Bun, hai să vedem. Am primit o parte din comenzile de pe AliExpress, mai am foarte multe să-mi vină și m-am gândit cam cum ar trebui să vă prezint comenzile astea, pentru că dacă aștept după toate comenzile pe care le am în momentul de față în, în decurs de primire, wow! Cred că vom aștepta un an de zile și produse pe care le am în momentul de față le voi termina. Așa că m-am gândit să vă arăt doar câteva dintre ele, pentru că îmi tot dau comenzi într-una pe AliExpress și așa vom începe o serie din aceasta de produse de pe AliExpress, comenzi și așa mai departe. Bun, hai să vedem. În primul rând, haideți să începem cu niște creioane de sprânceri. Am aici niște creioane de sprânceri care le-am comandat la fel, de la vânzători diferiți, nu-mi dau seama cum am putut să comand aceleași produse de la vândători diferiți, nu-mi dau seama. În primul rând sunt niște creioane de sprâncene, ce ele se numesc, hai să vedem, se numesc North Show, vreau să văd și un brand, ceva, cred că scrie ceva, însă scrie mai mult în chineză, așa că o să mă apropii să vedeți cam cum arată creioanele. Arată creionul ăsta, scrie ceva drying, eyebrow sau ceva de genul ăsta și vine cu un capăt aici, spoolie și aici cu un vârf ce arată, uite, așa și mi-a plăcut foarte tare forma asta gândindu-mă că, uite, este pe parte mai ascuțit, pe parte mai lat și gândindu-mă că poate o să funcționeze și o să fie interesante. O să vă las oricum linkul la tot ceea ce am cumpărat, o să vă las linkul în descriere să vedeți produsele dacă vă interesează, însă despre aceste creioane să știți că n-aș prea vrea să vi le recomand. Rând acesta care se numește... Ce nuanță este oare? Se numește... Grey se numește, 04 Grey. E bine, acest creion, în primul rând, că este foarte, foarte tare. Este extraordinar de tare și trebuie să insist aici pe mână ca să vă fac un swatch. O să vă fac un swatch pe partea lată și un swatch pe partea subțire. Ideea este foarte, foarte interesantă, cu două părți, una mai subțire și una mai groasă, însă Grey, din punctul meu de vedere, atunci când vorbim despre un creion pentru sprâncene, nu trebuie să fie chiar Grey, știi? N-ar trebui să fie tocmai gri și da, am un fir de păr pe buze. Este gri, clar nu poți folosi gri, nu contează, l-am luat în speranța că o să fie un gri cald, un gri cu nuanță de brown, un gri cu nuanță puțin caldă pentru fetele blonde, nu. Cantitatea produsului este foarte generoasă, ceea ce îmi place chestia asta, uite, o să vă arăt, o să-l dau tot așa, wow, o să-mi ia ceva timp să-l bag la loc. Uite, cam așa este cantitatea produsului, ceea ce mi se pare extraordinar de bine. Oare mai intră la loc? Sper că nu, nu prea îmi dau seama dacă intră la loc, dacă merge mecanismul ăsta de rotire. Prețul lui este undeva până într-un dolar, deci oricum o să vă las, v-am zis, linkul în descriere la produsele pe care vi le arăt aici. Bun, ăsta este Grey, după care am așa. Același branduri, drying eyebrow, mai am dark brown, light brown, ok, tea brown și iarăși light brown și dark brown. Am comandat aceleași nuanțe de la vânzători diferiți, aceleași branduri, nu știu cum am făcut greșeala asta, am vrut să comand creioane diferite, am crezut că sunt diferite, însă probabil le-am comandat în zile diferite și atunci n-am mai știut pur și simplu ce naiba am comandat. Pentru prețul lor, în primul rând, sprâncenele mele sunt făcute cu aceste creioane și nu știu dacă puteți să vedeți foarte bine, o să mă uit și eu. Am folosit tea brown și cu dark brown, însă, de ce nu-mi plac aceste creioane dincolo de faptul că sunt foarte, foarte greu de aplicat? E că, foarte tare, în primul rând, e că au nuanță roșiatică. Dacă la nuanța grey, așa pe care v-am făcut eu swatch aici, avem nuanță mult prea rece, mult prea gri, ceea ce nimeni nu are sub ton gri, nimeni,
La celelalte nuanțe, adică dark brown, light brown și ce naiba mai este, e sub ton foarte roșu. Și haideți să vă fac și o demonstrație. De exemplu, facem aici un dark brown. Haideți să vă facem un swatch de dark brown. Nuanța lui este foarte frumoasă dacă o vezi așa, nu știu dacă vedeți până acolo, însă este un cafeniu absolut fenomenal și absolut frumos. Și hai să vă fac un swatch, o să încerc să vă fac un swatch, o să dau de mai multe ori, uite aici, nu știu dacă vedeți voi, pentru că pur și simplu nu se face swatch-ul, nu desenează creionul ăsta. Wow, și insist foarte tare și o să fac un swatch și pe linia subțire. Uite cam atât de cald este, este mult, mult prea cald, este pur și simplu un maro, creionul ăsta ar fi foarte bun pentru buze, de exemplu. Chiar nu l-am încercat, însă fiind atât de tare, nici nu cred că o să funcționeze pentru buze. Clar nu. Ce-mi place la ele este acest spulii. Îl speriază, este foarte dur și îți împrăște foarte bine produsul. Îți speriază foarte, foarte bine sprânceana și lucrul ăsta îmi place. Dar nu. De exemplu, ăsta este dark brown și hai să iau și un light brown să vă fac aici. Tot dark brown. Light brown este 02 light brown. Ei, ideea că dintre light brown și dark brown, haideți să vă fac și asta, o să vedeți că dark brown-ul este, nu știu dacă observați chestia asta, este light brown este mai închis decât dark brown. Nu știu cum se întâmplă chestia asta, nu știu dacă puteți să vedeți până acolo dacă se vede chestia asta, însă dark brown-ul este mult, mult prea deschis, are o nuanță ciocolatie. Ia să vedem să le pun la loc light brown. Sau dark brown, nici nu mai știu cum am pus capacele astea. În orice caz, din păcate mecanismul s-a cam, în momentul în care am vrut să deschid ambalajul, pentru că ele vin ambalate individual, vin cu punguțe, eu l-am desfăcut ca să nu mai pierdem timp, vin ambalate, ceea ce este foarte bine că vin noi, deci știi foarte bine că nimeni nu le-a desigilat și n-au pățit absolut nimic. Vă fac aici un swatch la ce ăsta, ce am zis că este dark brown sau light brown am zis că este. Wow, arată îngrozitor, îngrozitor, deci trebuie să vedeți chestia asta și știți că eu dau foarte multe șanse creioanelor și produselor ieftine, însă chestia asta arată din start foarte, foarte ciudat. Funcționează dacă cumva, nu știu, ai niște sprâncene care nu au nevoie de reshape, adică de cum se traduce chestia asta? De a-ți redefini sprânceana și ai nevoie doar de a umplerea sprâncenei, funcționează pentru că, ok, îți desenează, îți umple un pic acolo foarte mult, însă dacă vrei într-adevăr să-ți construiești o sprânceană cu aceste creioane, nu. Și mi-am luat 6, ce să vezi, 6 creioane pe care nu voi ajunge să le folosesc probabil niciodată, mă voi gândi ce voi face cu ele, bani irosiți. Mai departe, ca să lăsăm așa ce bun pe sfârșit, mi-au venit și două berete, am început să port berete într-una, mi-am cumpărat chiar și de aici, din țară, mi-am cumpărat una pe galben pe care n-am folosit-o niciodată pentru că este un galben prea urât și una roșu pe care ați văzut-o pe Instagram și mi-am mai luat două de pe internet, nude și negru, pentru că, hei, tot timpul trebuie să ai ceva nude și negru. Hai să le și desfacem. Exact așa au venit ambalate. Ia să vedem. Le desfac pe amândouă ca să fac zgomot odată pentru ambele. Wow, ciudat ambalată, nu reușesc. Bine, am și niște unghi foarte lungi. Ok, hai să vedem. Oh, sunt materiale total diferite. Wow, sunt cumpărate la același vânzător, de pe același link. Sunt materiale diferite. Asta este mai subțire, asta nude. Nu este tocmai un nude, este un nude foarte descris spre alb, este mai mult un crem, iar asta este puțin mai grosuță. Diferența dintre materiale e că asta este o lăniță puțin cu perii, cu ciuful, cum să numesc, cu puful ăsta, puțin mai mare și mai rigid, se aseamnă foarte mult cu o lună, iar asta este la fel lăniță, însă este puțin mai deasă și mult mai catifelată. Wow, foarte interesant! Vine aici cu un ciucurel, ceea ce putea să vină și fără, nu mă dăm neapărat pe spate, și cam așa arată pe aici pe partea asta, nu are niciun fel de elastic, hai să o și probăm să vedem, are pe aici niște ațe pe care clar le voi tăia eu, nu este nicio problemă, ia să vedem. Nu știu dacă intru, nu prea pot eu să o pun bereta asta pentru că am această mirobolantă perucă, însă mă ajută aici de oglindă să văd cam cum ar veni. Uite, mie așa îmi place să port aceste berete și logic am încă un fir de păr pe buze, super. Cam așa îmi place mie să port beretele astea, știu că se poartă și pe parte, se poartă cum vreți voi, însă mie îmi place să le fac așa stil coroniță dacă vrei, sau mi se pare că îmi dă impresia așa de stewardeză.
nu știu, e doar în mintea mea sau... Dar clar o poți purta inclusiv pe parte. Ia să vedem, să știți că n-am oglindă în momentul de față. Mă uit și eu în zic cum se numește, în ecranul de la cameră. Inclusiv așa o poți purta și este foarte drăguță. E drăguță, e bine. Și să o vedem și pe cealaltă, nude. Și asta la fel. Este, mi se pare un material puțin mai subțire, cumva. Nu știu dacă cât se vede pe fundalul meu alb, însă arată bine, arată foarte bine, arată foarte frânci așa, ceea ce super, super drăguț. Cred că am dat pe aceste peruci, să-mi așez bretonul la loc, cred că am dat pe aceste peruci, auzi, am zis peruci, logic, sunt înăbătăt pe peruci. Cred că am dat pe aceste berete undeva la până în 2 dolari sau ceva, în orice caz, și pentru el aveți linkul în descriere. Mi se pare foarte interesante, prețul din România este de, cel puțin eu mi-am luat așa de la metro, de exemplu, genul ăsta de berete, și am găsit-o cu 22 de lei. Deci, dacă nu vreți să așteptați undeva la 10 lei, să zicem că dai de pe AliExpress, dacă nu vrei să aștepți să-ți vină comanda în foarte multe luni, o poți cumpăra din România, pentru că nu este atât de scumpă, 22 de lei costă. Mai departe, vorbim despre 3 perechi de cercei, pentru că celelalte 9 perechi nu mi-au ajuns. Și vorbim așa, despre cercei ăștia pe care cu siguranță i-ați mai văzut în... Cred că i-am mai purtat în vreun clip sau ceva, dacă nu, cu siguranță i-ați văzut pe Instagram. Cercei ăștia care sunt foarte, foarte deosebiți și după cum vedeți, sunt niște pătrate... pătrate? Cu pietre pe ei și inclusiv aici o piatră foarte mare. Ăștia au fost cercei pe care eu mi-am dorit foarte tare de pe AliExpress atunci când i-am văzut. Cei drept, cred că mă așteptam să vină puțin mai mari de atât, dar nu mă deranjează, oricum mărimea este perfectă, este foarte, foarte frumoasă. După care încă două perechi, una dintre ele este asta, pe care, da, i-ați văzut, pe aceștia sunt iubiți de mine, sunt, îi iubesc foarte tare. Materialul este extraordinar de bun, asta nu-mi vine să cred. Sunt foarte, foarte frumoși și sunt așa cu două rotunduri, mai mult oval, ceva, un material foarte, cum se zice, în zigzag, cum se numește, șifonat. Dar arată foarte bine și să știți că nu arată cheap deloc. Chiar nu arată, adică și am de... Mi-a ajuns comanda asta de vreo 3 săptămâni, pentru că tot așteptam să vină mai multe colete cât să vă fac un unboxing cumva. Unboxing, nu e tocmai unboxing, un review mai detaliat și pe comenzi mai mari, dar uite, arată foarte, foarte bine. Prețul acestor cercei este undeva de la fel, $1.90 și ceva, 2 până în 2 dolari. Și la fel și ăștia, care sunt foarte frumoși, niște pătrate simple, cu ceva striați așa pe ei, cu ceva, nu știu, cu ceva dungi pe ei foarte, foarte fine, și ăștia sunt mai portabili decât așa ceva, însă eu port și așa ceva. La fel aveți link în descriere și pentru cercei ăștia mirobolanți și foarte, foarte, foarte frumoși. Mai departe, avem ceva de interes și am lăsat ce e mai bun pentru final, pentru că avem așa. Mi-am luat gene false. Eu mi-au tot timpul gene false de pe AliExpress. Ca o paranteză, să știți că eu cumpăr doar de pe AliExpress, știu că există Wish, Joom, Amazon, eBay și tot felul de alt fel de platforme de asta chinezești, ca să le numesc așa, însă nu prea mă descurc cu ele, însemnând că văd foarte puține review-uri pe eBay, într-adevăr văd mai multe review-uri la produse, însă sunt obișnuită cu AliExpress, unde userii, cum se numesc, unde clienții, chiar postează acolo poze și mă, nu știu, mă înclin mai mult și mă încred mai mult în AliExpress decât o fac în celelalte, pe celelalte platforme. Ei, am rămas fără voce. Îmi cumpăr produse de pe AliExpress de foarte mult timp. Vă spuneam eu că genele sunt iarăși un must-have pentru mine de pe AliExpress. Genele pe care le port în momentul de față sunt acelea Wispy, după cum vedeți, nu știu dacă le vedeți foarte, foarte bine, sunt foarte lungi, sunt foarte, foarte naturale și sunt acestea. Uite, așa arată genele astea, par foarte mari după cum le vedeți aici, însă pe ochi nu mai arată atât de dramatic. Cei drept, aceste gene sunt cumva pentru un ochi mai mare, mai bulbucat, cu o ploapă mai mare, căci dacă ai o ploapă căzută nu sunt tocmai de recomandat genele astea, însă mie îmi plac foarte tare ele numindu-se Wispy. Pentru mine Wispy este cel mai natural look în ceea ce privește genele false. După cum o să vedeți, am folosit foarte mult dintre ele, de asta m-am gândit să fac cât mai repede clipul ăsta, pentru că genele astea se vor termina. După care mai am niște gene care sunt mink, sunt foarte dese și haideți să le și să scot chestia asta, poate vedeți mai bine dacă scot ambalajul ăsta de plastic. Uite, așa arată genele astea.
Ele sunt mici, ele sunt foarte, foarte fine și foarte catifelate și nu, chiar dacă sunt dintr-un plastic, este un plastic foarte, foarte bine lucrat. Genele astea sunt 3D și sunt la fel mink, foarte frumoase. După care, cele mai folosite de mine, după cum vedeți, sunt astea, care sunt mai scurte, sunt la fel mink, căci mie îmi plac foarte mult genele mink. Însă, chiar dacă au de pe o parte pe alta aceeași lungime, pentru că mie îmi plac foarte tare genele care se termină în vulpiță, însemnând spre colțul exterior să fie mai lungi, spre colțul interior să fie mai scurt, să-ți dea acel efect de chetai. Astea sunt aproximativ aceeași lungime, o idee puțin mai scurte în colțul interior, însă ele, în momentul în care le privești din partea asta, nu știu dacă pot eu să fac chestia asta, în momentul în care le privești așa, ele sunt foarte, foarte, foarte fluffy, asta o poți vedea doar cu ochiul liber, căci eu nu mă pricep la close-up și vă știți asta. Sunt foarte fluffy și îmi plac că dau un efect foarte natural, după cum vedeți, sunt cele mai folosite gene de mine. Și următoarele pe care le am, nu le iubesc atât de tare pentru că sunt foarte pieptănate. Mie nu-mi plac genele pieptănate, voi știți chestia asta, mie îmi place efectul acesta de mink, de una mai scurtă, una mai lungă, ceva care să dea impresia de geană naturală. Sunt astea care sunt destul de lunguțe, un pic prea pieptănate pentru gustul meu și un pic prea ale aceeași lungime. Setul ăsta a fost cu 5 perechi de gene diferite, după cum vedeți, asta de sus este puțin mai pieptănată. Asta am așezat, asta este mai lungă și au mai urmat încă două pe care le-am folosit, una dintre ele chiar am pierdut-o. Nu le iubesc foarte tare, pe asta nu le-aș recomanda și le-aș... Na, depinde, ele sunt foarte, foarte lungi, însă e foarte greu să găsești un ochi atât de mare cât să se potrivească aceste gene false. Bun, un set din acesta de gene false costă undeva la 2 euro, 2 euro și 16 și 18. Nu mai rețin pentru că ele costă diferit genele astea, însă vă repet, aveți link în descriere pentru ele. Însă dacă stai să calculezi, nu 2 euro, 2 dolari, îmi cer scuze, 2 dolari pentru 5 perechi de 5, toate au 5, cred, da, toate au 5. Pentru 5 perechi de gene false mi se pare extraordinar, pentru că dai 10 lei pe 5 perechi de gene false, mai puțin de 2,50 lei pe aceste, nu știu dacă neapărat 10 lei vine, 10 lei și ceva, în fine, mai puțin de 2 lei pe aceste perechi de gene. Foarte tare îmi plac, eu sunt iubitoare de ele, v-am mai făcut eu produse de gene de pe AliExpress și mă tot întrebați chestia asta cu genele și m-am gândit să vă explic acum în clip. Și am lăsat vedeta zilei la final pentru că știu că iubiți și mă tot întrebați și primesc întrebarea asta cu unghiile de o grămadă de timp. Bun. Haideți să vă reamintesc așa puțin că aveți un clip pe canalul meu în care eu vă arăt cum îmi pun unghii singură acasă. Unghii ce se lipesc direct pe unghia mea naturală. Bun, ca să vă reamintesc așa un pic dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, eu sunt alergică la tot ceea ce înseamnă acril, gel, tot ceea ce înseamnă produs ce se folosește la lampă, lampă UV. Nu vă mai spun ideea de ce sunt, cum am produs această alergie, asta este o altă poveste, însă sunt alergică, nu mă pot atinge de tot ceea ce înseamnă gel, ojă semipermanentă, acril, construcție, absolut nimic. Am o alergie destul de severă și nu mă încurc totuși cu viața mea doar pentru a avea o manicură frumoasă. Însă, de vreo 3 ani, m-am cam plictisit, 2 ani și ceva, m-am cam plictisit să am o manicură tot timpul neîngrijită, unghiile mele sunt foarte fragile, motiv pentru care îmi pun unghii false, sunt foarte fragile nu pentru că îmi pun unghii false, ci pentru că m-am născut cu unghii fragile, nu am avut niciodată unghiile naturale lungi încă de puștoaică, pentru că, nu știu, nu am calciu, asta este gena mea de unghii, nici nu mai contează de ce. Am fost tot timpul frustrată pe manicuri, pentru că tot timpul mi-era cumva jenă, ca să numesc așa, să-mi spun mâinile în public. Chiar dacă unghiile mele erau mici și îngrijite, însemnând curate, au o formă ciudată și par așa mâinile unei puștoaice, nu știu, par neîngrijite. Unghiile mici, cu o formă ciudată, din punctul meu de vedere, par cumva... Nu știu, acum depinde, dacă tu ai o formă drăguțică și îți ții unghiile micuțe date cu lac și așa, sunt superbe. Însă forma mea naturală, credeți-mă, pare neîngrijită. Am niște pielițe extraordinar de uscate
pe care o să le vedeți și în momentul de față, ceea ce la fel, pot să mă dau cu oricâtă cremă m-aș da, cu oricât ulei aș da, o, pielițele mele, pielea mea în general este foarte uscată, la fel și buzele pe care le știți că am deseori probleme cu ele. Bun, așa că am încercat să caut tot felul de unghii pentru a aplica pe unghiile mele naturale, tot felul de idei pentru a le lipi și încă de puștoai când lipeam unghiile acelea clasice care veneau la pliculețul acela, vă amintiți voi, unghii false de lipit pe unghia mea naturală. Prima oară am început cu tipsuri, tipsuri special pentru gel, tipsurile, diferența dintre tipsurile normale și unghiile pe care eu le am este o, cum să le numesc eu, este o adâncitură în tips care formează, care se pune cumva de la jumătatea unghiei. Sunt diferite tipsuri pentru unghie, unghie care îți lasă doar partea de cuticulă la vedere, după care unghia naturală este umplută de unghia falsă, unghii care se pun de la jumătatea unghiei, cele care vă puneți tipsuri și unghii în gel, știți despre ce vorbesc. Și mai există această categorie de unghii care pur și simplu unghia este de acolo până acolo fină, care nu are nicio adâncitură, niciun gol, nimic, este pur și simplu plată pentru a lipi pe unghia ta naturală. Ia forma cuticulei, este forma cuticulei și o să vă arăt imediat despre ce este vorba, așa că eu mi-am tot găsit și m-am tot căutat pe la magazine, magazinul meu de care vă tot vorbesc eu despre unghii și până la urmă am zis să-mi iau inima în piept să-mi comand de pe AliExpress. Am puțin aici cu unghiile pentru că nu vreau să fac neapărat un clip separat, nu știu dacă mi se va mai cere chestia asta în continuare, probabil voi continua să fac un clip iarăși despre unghii pentru că este cel mai cerut și cu cel mai multe întrebări asta cu unghia, cu unghiile mele. Ca să vă aduc așa ce puteți găsi în România și nu numai, chiar și pe AliExpress, eu foloseam astfel de gen de unghii pe care le găsiți inclusiv la magazinul meu, inclusiv la orice magazin, inclusiv la colțul blocului. Sunt unghii speciale și o să vă arăt aici o formă. Sunt unghii speciale pentru a lipi pe unghia ta naturală. Uite, așa arată unghiile astea cumpărate din România. Vedeți, unghie specială, aici pe partea asta vine pur și simplu plată, nu are nicio adâncitură și pur și simplu o lipești pe unghia ta naturală, aveți clip la fel. Am aici diferite, am o cutie plină de unghii false, am devenit înnebunită și obsedată cumva de manicură, însă pentru că nu-mi găseam pur și simplu ceea ce eu iubesc, ceea ce mie îmi plăcea în România și nu mă refer în România, mă refer neapărat, cred că am formulat puțin greșit, mă refer la magazine fizice pentru că dacă veți căuta pe internet, pe Google, acel gen de unghii, de tipsuri, nu se numesc tipsuri, sunt unghii false special pentru a aplica pe unghia ta naturală, veți găsi, eu am găsit pe un site, însă nu mai știu cum se numește, nu trebuie să așteptați neapărat de pe AliExpress, însă eu am vrut să am mai multe unghiuțe de pe AliExpress ce m-au costat undeva iarăși până în 2-3 dolari și am 500 de unghii aici însemnând, nu 500 sau 100, nu, 100 de unghii, îmi cer scuze, 500 de unghii sunt pe drum, am 100 de unghii însemnând 10 manicuri în aceste punguțe. Așa vine punguța de pe AliExpress cu unghii și fiecare număr este ambalat individual, adică fiecare degețel este ambalat individual, fiecare unghiuță, numerotându-se de la 0, presupun, până la numărul 9, dacă nu mă înșel, da. Asta este 0, cam așa arată 0 și este 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Sunt diferite mărimi, clar, ca pentru unghiile naturale sunt diferite mărimi, pentru a-ți găsi tu forma, pentru că unele dintre noi avem unghia mai lată, altele avem unghia mai îngustă, așa cum sunt eu cu unghia mai îngustă și aveți posibilitatea să vă puneți 0 sau 1. Unghiile, ca să vă arăt așa o unghie, haideți să vă arăt numărul 2, de exemplu. Unghiile vin cu o formă pe care eu am ales-o și mie îmi plac foarte, foarte tale. Eu le-am tot purtat și m-ați tot întrebat de unghiile acelea negre care sunt. Acestea sunt. Ele sunt transparente, vin în nuanțe natural, white, transparent și mai era ceva, nu mai știu. Eu mi-am ales transparent. Nu știu dacă se va vedea oare ceva. Uite, cam asta este forma, cam asta este lungimea unghiei. Ea este o unghie ce vine, uite, cred că mai bine o pun așa, unghie ce vine cumva într-o formă, nu știu cum se numește, însă este foarte lungă, iar vârful este teșit, este tăiat, pătrat. Mie îmi place foarte tare această unghie, asta de exemplu să zicem că este un 3. Eu le-am avut până astăzi lungimea asta de unghii, însă pentru că ele sunt foarte lungi, mie mi se rup de aici, pentru că eu fac absolut toate lucrurile cu unghia asta, deci cam așa este
nu știu cum să fac. Uite, cam așa este lungimea naturală a unghiei și cam așa le-am tăiat eu. Acum, ca să vă arăt unghiile astea, eu le am de, nu știu, vreo 3 săptămâni, cam așa arată. Și arată din punctul meu de vedere foarte, foarte bine. Le-am scurtat puțin pentru a face mai multe lucruri cu ele și pentru a nu se rupe, pentru că eu fac absolut orice cu unghiile astea. Nu mă feresc absolut nimic, deschid palete, deschid chestii, deschid unghiile astea, pentru că eu sunt și coafeză, dintre care dintre voi știți. Sunt în momentul în care fac cărarea părului și sunt, mă folosesc foarte bine de ele. Nu mai folosesc pieptăn atunci când trebuie să fac o cărare, însă pentru că pun foarte multă presiune pe astea și pe astea două, de exemplu, astea două și astea două, atunci când tastez, ele fiind foarte lungi, se rup, nu se dezlipesc niciodată. Primesc întrebarea asta acum că ce fac cu unghiile? Eu fac foarte multă treabă, eu sunt mămică, eu am un bebe acasă sau eu lucrez în nu știu ce parte. Bine, acum, clar, dacă lucrez la, nu știu, ambalat sau dezambalat, cu siguranță nu cred că te ajută unghiile astea. În primul rând că deschizi mai greu și neapărat că se rup, dar cred că deschizi mai greu. Dar voi celelalte care aveți o viață absolut normală, na, nu știu, viața absolut normală, nu ceva mai greu, unghiile astea nu deteriorează în primul rând unghia. Credeți-mă că eu nu mi-aș face eu rău și apoi să vă fac și vouă prezentându-vă aceste unghii, pentru că sunt cu toate țiglele pe casă, o parte. Dar nu mi-aș face niciodată rău dacă unghiile mele ar arăta jalnic. În momentul în care eu le dau jos după 3 săptămâni, pentru că îmi cresc, unghia îmi crește și se depărtează, v-am mai arătat eu cred că pe Instagram, în momentul în care îmi cresc pielițele și eu tai pielițele, se vede discrepanță dintre pieliță și unghia crescută și atunci sunt nevoită să le dau jos pentru a le reaplica. Eu nu-mi las niciodată o săptămână diferență între unghiile mele naturale și unghiile aplicate, însemnând să las puțin unghia să respire. Voi faceți-o pentru că este sănătos. Vă spun să faceți chestia asta într-adevăr dacă puteți să stați așa cu unghiile neaplicate. Eu nu stau pentru că obișnuindu-mă să fac tot timpul orice cu degetele și apoi să ating prima oară cu unghia, de exemplu tastatul la laptop, este puțin pe dos, nu mai știu să tastez, nu mai știu fără unghii, mi-este greu și voi cele care aveți unghii false înțelegeți ideea, sau unghii lungi înțelegeți ideea, ceea ce vă explic eu. Nu vă deteriorează unghia. În momentul în care doriți să le dați jos, o să vedeți că pe parcursul purtării, unghia naturală este normal să secrete un ulei, voi știți chestia asta. Pe parcursul purtării, vă dați seama, le țineți 2 săptămâni, le țineți 3 săptămâni, unghia secretă acel ulei care ușor, ușor ridică acel adeziv la suprafață. Ce adeziv folosesc eu pentru aceste unghii? Pentru că la fel toată lumea mă întreabă și mă blamează, imediat am aici, mă blamează că eu folosesc superglue. Dragilor, folosesc acest adeziv care se folosește pentru tipsuri. Este ceva chinezesc, într-adevăr, însă este ceva ce se aseamănă la fetele care vă puneți voi unghiile, se numesc Nail Glue Brush On Pink, nu știu ce. Uite așa arată adezivul ăsta, este un adeziv cu pensulă, ce se folosește pentru tipsuri. Nu-mi lipesc unghiile cu super glue. Diferența dintre, credeți-mă, când ne-am pus toaică am făcut și chestia asta. Eu le-am încercat pe toate, nu e ceva pe pământul ăsta să nu fi încercat eu. Bun. Diferența dintre acel superglue, clasicul superglue pe care îl găsim pe piață, și acest adeziv e că superglue-ul arde. Dacă vă veți pune superglue pe unghie, o să simțiți cum degetul vostru se încălzește, unghia se încălzește. Asta înseamnă că vă va deteriora și vă arde unghia. Da? Acest adeziv este special pentru tipsuri. Nu simțiți absolut nimic. E nevoie să țineți 5 secunde unghia presată și îi dați drumul. Nu se întâmplă absolut nimic. Revenind la partea cum vi le dați jos. Momentul în care unghia secretă acest ulei pe parcursul purtării, vă va fi din ce în ce mai ușor să le dați jos. Unele unghii se prind mai bine, altele se vor prinde mai puțin bine. Pentru că e cam greu să-ți nimerești 100% forma unghiei tale naturale. Dacă vă veți uita aici, nu pot eu să fac, nu, n-am nicio șansă. Aici am un spațiu foarte mic între unghia mea naturală și unghia asta, pentru că n-am găsit forma fix exactă. Însă nu vedeți diferență. Uite, dacă vă uitați aici, de exemplu, nu pot, uite, pe unghia asta vedeți că este până în colțul, până la terminarea unghiei mele. Da, ele
90% din unghiile astea se potrivesc unghiilor noastre. De asta aveți și mărimi diferit în orice caz. Dacă 3 nu vă vine, de exemplu, pe degetul ăsta 3 și vă vine 2, puneți 2. Înțelegeți voi ideea. E, după 3 săptămâni, în momentul în care tu vrei să le dai jos, este de ajuns să găsești un spațiu între unghia falsă și pieliță, da? Să-ți dai puțin pielța la o parte. De exemplu, uite cum mi se rup mie unghiile. Am aici unghie. Nu știu dacă vedeți. Logică nu vedeți pentru că nu este focus. Am aici unghia prima care este ruptă. De ce? Pentru că o forțez foarte tare. Deci unghiile nu cad pur și simplu de aici. Ele se rup pentru că sunt foarte bine prinse cu acest adeziv. Și este de ajuns să băgați unghia voastră, asta, de exemplu, eu așa le fac, unghia asta, o bag ușor sub unghia falsă, cât să prindă puțin aer. Sincer, dacă nu reușiți cu unghia voastră, cu arătător, cu degetul mare, băgați un pic un cuțitaj din acela de curățat cuticule, o ustensilă puțin ascuțită și plată cumva, cât să faceți ca unghia falsă să prindă aer. E momentul în care acel adeziv a prins aer, ușor, ușor ridicat și din partea asta și din partea asta, din ambele părți, mișcați de unghie, va cădea unghia. Nu vă va cădea unghia cu unghia voastră naturală, nu veți păți nu știu ce. Singurul lucru care se întâmplă în momentul în care dai aceste unghii jos, unghii false jos, e că veți vedea pe unghia naturală adezivul rămas. Da? Nu am, din păcate, aici o unghie falsă căzută, pentru că după le arunc. Dar rămâne adezivul pe unghia naturală, pe care puteți să folosiți o astfel de pilă cu mai multe fețe, 1, 2, 3, 4, 5, 1 pentru a lua excesul acel abraziv, după care ați pili unghia ta și ați rămâne la loc lucioasă. În momentul în care dai cu cea mai fină parte pentru a-ți lăsa unghia să respire, veți vedea că unghia devine foarte frumoasă, devine foarte lucioasă și puteți sta până la o săptămână, două săptămâni sau cât doriți voi pentru a lăsa unghia să respire. E, dacă nu doriți să lăsați unghia să respire, puteți acel adeziv să-l curățați ușor cu, cu partea mai abrazivă, îl curățați ușor în exces, într-atât încât unghia să fie destul de fină, să nu aibă tot felul de, nu știu, reziduri rămase de la adeziv, după care vă aplicați adezivul pe unghia falsă, îl puneți în forma unghiei, de exemplu, luăm o unghie falsă, unde am pus unghia? E logică, nu știu unde am pus-o, mi se pare absolut superb, vom lua alta. Unghiile false se aplică, așa cum v-am arătat și în clip, luați adeziv și puneți aici pe unghia falsă atât cât considerați, credeți voi că este de mărimea unghiei false, după care luați unghia, o țineți pe degetul care trebuie, o țineți presată puțin și cam aia este, da? Unghiile acestea, după ce le dați jos, le aruncați. Nu le mai refolosiți pentru că nu vor arăta bine, în primul rând, pentru că pe unghia falsă va rămâne rezid de adeziv și clar la cât costă aceste unghiuțe, nu aveți nevoie să le refolosiți. Deci cam asta este cu unghiile false și asta vă spun așa pentru tipele care. În orice caz, gelul în momentul de față este destul de cheap, destul de ieftin, dar cred că și la propriu și la figurat. Dar dacă cumva, nu știu, nu vreți să vă afectați unghia, din punctul meu de vedere, eu purtătoare fiind de unghii false, eu, ca să vă spun așa cum am căpătat alergia, eu puneam unghii false. Eu m-am apucat acum foarte, foarte mulți ani de unghii false și fiind un foarte drag, că și eu făceam direct construcție, nu făceam gel, urăsc gelul, mi se pare foarte cheap, mi se pare foarte ieftin. Gelul în momentul în care cade de pe unghie, având și tips, de exemplu, se rupe tipsul, cade gelul, cade cu tot și vă rămâne aici un pic de gel așa pe unghie foarte urât. Mi se par groaznice acele, momentul în care scade unghia cu gel, cu tips, mi se pare groaznic cum îți rămâne. Nu, nu, e foarte greu, trebuie să ajungi repede la tipa care îți face unghiile. Mi se pare o procedură mult prea complicată, costisitoare dacă mă întreb pe mine și atunci, na. Dar eu am căpătat această alergie pentru că mi-o schimbam construcție, fetele care pun gel știu ce înseamnă construcție și nu neapărat și cele care purtați, nu puneam gel, puneam construcție și mi-o schimbam de 2-3 ori pe săptămână pentru că capul nu era bun în timpul acela, trebuia să fac așa ceva pentru că mi-am subțiat foarte tare unghia, mi-a dat sângele prin unghie pur și simplu și nici atunci măcar nu m-am oprit și așa am căpătat eu alergie la tot ceea ce înseamnă produsele astea. În fine, bun, cam asta este cu unghiile false.
Oricum, dacă mă voi gândi mai bine, nu știu, voi vedea, o să fac un clip special iarăși cu unghii false, cum se aplică, cum rezistă, dar exact v-am spus aici așa în mare care este treaba și să nu vă mai speriați că vai, se întâmplă ceva cu unghiile false și că ne vor pica unghiile noastre false și că cum am eu atâta curaj să recomand așa ceva și tâmpenii fetelor și așa mai departe. Credeți-mă, nu mi-aș face eu mie rău, pentru că eu sunt o tipă care iubește tinerețea și iubește să fie cât de cât ok. Nu vreau niște unghii foarte sănătoase, nu vreau nu știu ce păr, nu știu cum, dar vreau să fie în limita, adică părul să nu fie foarte deteriorat, unghiile să nu fie foarte deteriorate, nu vreau să fie nici foarte sănătoase, că nu vreau să ajung la perfecțiune, însă să fie cât de cât cât de cât ok. Voi face și clipul cu părul, pentru că multe dintre voi m-ați văzut trecând de la blond, brunet, șaten, albastru, violet, de gențiana, o grămadă de culori și cam de un an și ceva, doi ani mă tot vedeți la brunet și părul meu încă are foarte mult volum, este un fir foarte tare și o să vă explic acolo, o să împin cumva tenul cu părul, pentru că multe dintre voi mă întrebați ce se întâmplă, ce mi-aplic pe față și îmi spuneți să vă spun ce mi-aplic eu pe față. E, o să aveți o surpriză foarte mare în momentul în care o să vă spun cam cum îmi întrețin eu tenul. Am 31 de ani, sunt mândră de tenul meu, cum arată în momentul de față. Singura problema mea sunt cearcănele care sunt native, de pigmentarea, pentru că n-am folosit foarte mulți ani protecție solară, însă pentru ceea ce mama natură până la 31 de ani, cred că arat destul de decent. Nu sunt foarte tinerică și n-arăt foarte perfect, așa foarte bine, nu există foarte perfect, dar ați prins ideea. Bun, dragilor, cam asta au fost comenzile de pe AliExpress. Aștept, o să încep, v-am zis, o serie cu produse de pe AliExpress, dar până una alta să știți că îmi plac chestiile astea. Ele sunt super ciudățele așa, sunt super drăguțele, dar cred că sunt ok. La prețul pe care le luăm noi de pe AliExpress, eBay, Wish și nebunii chestii de asta, mai puțin creioanele care... Linkul l-aveți în descriere pentru toate produsele. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până în momentul acesta, ne vedem data viitoare. Nu uitați că aveți în descriere la fel și linkuri către Facebook-ul și Instagram-ul meu. Pa, pa!